O zi bună începe neapărat cu o rutină de îngrijire a tenului, ca la carte. Și încep cu gelul de curățare. Da, acum îmi dau seama. Stai puțin ce fac cu părul. Da, asta e, cred că e problema noastră a femeilor. Ne apucăm de ceva și, pac, stai puțin că părul tot timpul ne încurcă. Da, de ceva vreme folosesc și dimineața, dar nu și seara. Am mai multe geluri de curățare. Însă acesta îmi place foarte mult ca textură și o să vedeți. Îl aplic în palmă imediat, cam, cât să zic, cantitatea unei babe de mazăre mai dolofane, așa. Tubul este și destul de bine făcut ca să nu supradozez și tot iau apă până o transform așa ca într-o spumă cremă. N-am reușit eu să prind foarte bine, dar se face destul de cremoasă. Asta vreau să vă spun, niciodată să nu aplicați un gel de curățare direct pe ten. Nu, nu e ok, nu faceți decât ca în acel loc unde ați aplicat, efectiv să deshidratați fața și mai mult. Și nu are niciun sens. Da. Practic cam asta fac în fiecare dimineață, altfel nu aș putea să aplic produsele de îngrijire. Și gata! Am venit fugată la baie, vreau să vă povestesc un pic despre gelul acesta de curățare de la Bondi Sands, dar până atunci, repede, repede, jur, trebuie să mă dau cu serul, pentru că după ce mă spăl pe față, dacă nu mă dau imediat cu un ser, simt că mă usuc, că mă transform în... Da, cred că am pus un pic cam mult, dar ținând cont că va merge și pe decolteu și vă povestesc imediat și despre ele. Până una alta vreau să vă spun că la mine ăsta este de bază de făcut dimineața aia, deci dimineața îmi spăl fața și apoi îmi aplică un ser, o cremă, altfel credeți-mă, nu pot funcționa. Cum spun alții că, mamă, dacă mă trezesc dimineața și eu îmi dau și pe ochi cu serul de la Bakuhyol, cu serul acesta cu Bakuhyol, așa. Cum spun alții, doamne ce repede absorbit, cum spun alții că băi mă trezesc dimineața și nu pot dacă nu beau o gură de cafea, parcă nu mă trezesc, la mine exact asta e, bine, beau, eu prima dată, normal, după ce mă trezesc, că dimineața mă duc la toaletă, gata, ta, ta, și trebuie să-mi beau pahar cu apă, că e, da, așa, și acum și crema de ochi și pe aia vi le povestesc pe rând, dar vreau doar să vedeți așa cum apare cu fiecare. Da. Asta e crema de ochi cu vitamina C. E ușor mai galbenă ca nuanță din cauza ingredientelor pe care le conțin, nu are colorant. Pentru că, apropo, asta e primul lucru pe care vreau să vă spun despre Bondi Sands Skincare. Este un brand, eu v-am mai povestit, cred că și anul trecut, și v-am mai povestit așa de-a lungul timpului. Sunt produse dezvoltate de un brand australian care este foarte preocupat de a oferi produse simple. Simple, dar cu concentrație cât mai ridicată pe toate ingredientele active. Au o echipă de 3 experți care validează și vă spun doar că printre ele este Lab Muffin, cea pe care o sigur o știți de pe YouTube și de pe Instagram dacă vă place zona asta de skincare mai science, bine câteodată este prea science, că puf ce o față. Bun, și crema aceasta intră imediat în ochi. Acum trebuie să mă uitam la Sweet Dreams, nu, asta că ieși de seară, de zi, deși nu este nicio problemă. Vreau să vă mai zic ceva, mie mi se întâmplă câteodată să mă dau cam în două, având tenul atât de uscat. Mi se întâmplă, na, gama este gândită nu neapărat pentru cineva cu, asta e efectiv ca o frișcă, o să vedeți crema de zi. Gama este gândită universal, adică nu e țintită fete, băieți, vârste, nu știu ce, pentru că dacă e să o luăm așa, asta e un pic de marketing. Chestii că, da, mergem în adâncime, în profunzime a decolteului. Pentru că până la urmă de un Bakuhyol oricine are nevoie, indiferent că ai 25 sau ai 45 de ani sau 65 de ani,
o cremă hidratantă bună de zi de asemenea. Da. Însă ei au gândit produsele acestea să fie și accesibile și în ambalaje foarte prietenoase și cu mediul și cu buzunarul și na, să le putem folosi liniștite. Acum, crema pe care o am eu aici, Daydream, nu are SPF. Există și Sunny Days pe care știu ce am făcut cu ea. Ori am dat-o unei prietene, oriceva s-a întâmplat cu ea în această vară, însă este un alt produs cu SPF de la Bondi Sands și vă arăt imediat, vi l-arăt imediat, oricum vi l-am mai folosit și vi l-am mai arătat într-un alt clip. Este vorba de un SPF al lor cu puțină culoare și care este și pentru ten sensibil. Despre acesta era vorba și este un super SPF, are și primul rând care filtrul SPF 50 și are o textură foarte, foarte plăcută. Este ușor colorat, dar nu colorat în sensul că o să simțiți senzația aceea ca de fond de ten. Nu, niciun caz. Când îl veți aplica pe mână, și am avut surpriza asta, zic, mamă, ce închis e la culoare, îl vedeți? O, nu, ce o să ziceți? Mamă, o să mă fac maro pe față sau acest maro rozuliu așa, dar nu. O să vedeți că în momentul când se aplică pe ten, el devine transparent, dar aduce un efect de blur. Asta e mișto. Că nu nu colorează extraordinar. Adică este doar o cremă cu SPF și hidratantă, înțelegi, și pe ochi ușor, prin tapotare, că și zona ochilor trebuie ferită. Puteți veni liniștite de colteu, tot urechi, pentru că ne protejăm și în felul ăsta avem protecția solară peste tot. În Australia, partea asta de SPF e aproape ca o religie în lumea consumatorilor de skincare, acolo fiind mari probleme cu UV indexul, care uneori, vedeți, deci s-a omogenizat frumos. Eu eventual o să mai simt nevoia să mai aplic puțin pe decolteu, că mi se pare că nu am SPF suficient și o să ies astăzi afară, cred că sigur să ies. Deci, uitați, textura e foarte lichidă și un bej, așa, un bej. Da, și prefer să fiu bine protejată, mai ales că eu aici, în zona de colteuri, am multe alunițe, dar pe care vreau să spun că le am de când mă știu eu, de când eram copil. Așa m-am trezit cu ele la un moment dat, nu știu ce să vă spun, nu știu dacă au fost acolo, nu au fost acolo evident de când m-am născut, dar au apărut foarte repede, adică eu mi-aduc aminte că eram copil și mă îmbrăcam și mă uitam de multe ori și aveam senzația că m-am murdărit cu ceva și mă întrebam cu ce, pentru că pe vremea aia nu era atât de multă ciocolată cum este acum, foarte rar părinții mei făceau rost de ciocolată, așa că nu aveam cum să mă mânjesc cu ciocolată așa cum ni se întâmplă copiilor astăzi. Da, și ca să încheiem frumos, am să folosesc și acest lip balm fructat și cu SPF 50, care este o nebunie. Asta trebuie să aveți grijă dacă îl dați la copii, la fetițe, na, că fetițe în general sunt cu balsamul de buze. Bine, și copii mai mici să-i dați cu SPF 50 în perioada veche când stați la soare, pentru că este foarte dulce și plăcut la gust și să nu-l mănânce. Adică am fost eu tentată, care sunt, așa arată textura, destul de untoasă, așa, albă, și scoateți un pic aici în capătul aplicatorului și atunci apoi veniți pe buză. Pe buze. Hai pe buză, una singură. Bun. Este și cu aromă de mango, este și cu aromă de pepene roșu. Da, e dulce un pic. Așa, așa arată ambalajele. Asta vă arăt, am păstrat ambalajul ca să vi-l arăt, să știți dacă îl vedeți în Douglas sau nu, dacă călătoriți prin alte zone ale globului și îl vedeți prin magazin, să știți că despre el este vorba. Și hai să încep să vă povestesc un pic despre acest brand cu care am și o drăguță colaborare și este deja al doilea an când
vorbesc despre ei și voi continua să-i susțin pentru că fac o treabă foarte bună. În majoritatea, adică în majoritatea produselor lor, ei folosesc extracte botanice din Australia. Au, de exemplu, această lămâie a deșertului, care se pare că e mai bogată în vitamina C decât lămâia obișnuită. Toate produsele, v-am zis, au fost gândite să fie skin friendly, bineînțeles, nu se fac testări pe animale. Cred că, din punctul de vedere al cosmeticilor, industria cosmeticii australiene este cea care poate fi dată ca exemplu. Știi că dacă ar fi să pun așa industria asiatică sau industria australiană, totuși australienii, să zicem, se gândesc un pic și la aspectul practic. Și uite, o să încep cu acest produs de curățare pe care voi, dacă l-ați văzut, nu se aplică direct pe ten și practic niciun gel de curățare nu îl storci și flășc și îl frecăm pe față. Ați văzut că în momentul în care l-am emulsionat în palmă, el a devenit foarte creamy, o spumă cremoasă albă și este foarte, foarte plăcut. Nu ai senzația aia de ten care este super spălat și degresat. Are aloe vera, are extract de gălbenele și este o formulă care merge absolut la toată lumea. Produsele de la Bondi Essence nu sunt parfumate, adică dacă au un miros, au un miros care derivă efectiv din ingrediente. Și atunci îl poate folosi liniștit și un domn, și un bărbat, și un adolescent, pentru că nu o să aibă niciun fel de miros care să-l dea de gol că ar folosi produsele mamei sau soției sau iubitei sau așa mai departe. Și ăsta este, na, primul pas, extrem de simplu. Repet, emulsionați-l în palmă, efectiv o boabă de mazăre scoateți și o emulsionați cu apă și devine acolo foarte spumos, foarte cremos. Serul cu bacuhiul, ce să vă spun despre bacuhiul? Despre bacuhiul cred că deja se știe, este înlocuitorul, dacă pot să spun așa, retinolul. Este un retinol vegetal. Majoritatea produselor vin și în cutie, că uite acum am luat de exemplu cutia de la serul cu bacuhiul sau mai uit eu aici la ingrediente, să vi le spun: aqua, propanediol, helianthus sunflower hybrid oil, sodium stearoil glutamat, benzil alcohol, caragenan, cetearil alcohol, xantan gum, citric acid, bacuhiol, tocopherol, dehidroacetic acid, sodium citrat, glicerină, biozaharide de gam, glicin soia, hibiscus, sabdarifa flower extract, gliceril caprilat, sodium anisat, sodium levulinat și sodium benzoat. Da? Deci asta este lista și de inci. O să văd dacă reușesc să fac un focus pe ea, că dacă cine e foarte interesat poate să pună acum o pauză, să se uite exact la lista de ingrediente și acesta este ser. Ce este interesant la ser? Deci el se aplică pe ten, dar poate fi combinat și cu alte seruri și nu numai de la Bondi Essence, fiind o formulă atât de simplă, curată, poate fi mixată. Adică dacă vă place întâi să vă dați cu un ser cu acid hialuronic, care apropo au și ei, și apoi să vă dați și cu bacuhiol, este alegerea voastră. La fel, dacă vreți să mai folosiți și un ulei facial. Hai să trecem la vitamina C, să vi le arăt, care se numește iSpy, foarte drăguță denumirea. Culoarea ușor gălbuie a acestui produs, pentru că v-am arătat și vă mai arăt și acum încă o dată, vine de la extractul de morcovi care se află în acest produs. În rest, el mai conține, deci, vitamina C și extract de boabe de cafea verde, da? Deci nu cafea așa, și acest ulei din semințe de morcov care dă și această culoare. Miros nu prea miroase a nimic, ca să vă spun așa. Textura este extrem de ușoară. Sunt aici, bineînțeles, se produc și toate însemnele legate de faptul că nu se testează pe animale și că se folosesc și ambalaje și totul ca să fie cât mai prietenoase cu mediul. Aici vă arăt și lista de ingrediente. Bun. Pentru cine este extrem de curios, poate să pună acum pe pauză ca să vadă.
E un, cum să vă zic, deci green coffee beans, vitamin C. Este o cremă chiar foarte, să zic așa, foarte bine gândită. Deși formula pare aparent simplă, dar extractul acela din cafeaua verde, uleiul acela de morcov și vitamina C fac o treabă foarte bună împreună. Bun. Cremele, crema de zi și de seară. Da, care și le vin în ambalaje foarte asemănătoare. Trebuie să vă uitați doar pe ambalaj. Bine, nu este așa o tragedie dacă o să folosiți pe una în locul celelalte. Important pe timpul zilei să aplicați PF și să vedeți că în Australia, v-am zis, acolo purtarea SPF-ului, am înțeles că e aproape și legiferată, adică salvamarii au dreptul să te notifice sau pe plajă, dacă te prind că nu folosești SPF, dacă te vede că ai venit la plajă și nu ai cremă cu SPF la tine și nu folosești, pot să-ți dea ca un fel de amendă, ca un fel de avertisment, adică treaba este foarte serioasă pentru că sistemul de sănătate din Australia are foarte mult de suferit din cauza asta. Diferențele ar fi așa, crema de zi, care are o, este wet moisturizer, care are ca o textură de fișcă, este cu extract din Desert Lime Extract, exact ce vă spuneam eu, deci un antioxidant foarte puternic. Iar crema de seară vine cu acid hialuronic și squalan, numai bine ca să îi dea un plus de confort pielii. Am aici și cutiile, foarte drăguțe și ele. Cred că și aici pe Have a good skin day. Foarte frumoase mesajele. Have a good skin day și you'll be on cloud 9. Mm-hmm. Foarte, mi se pare foarte ingenios așa și modul de a comunica. Iar aici sunt formulele. Sunt listele de inci. Da? Dacă cine e foarte, foarte interesat, o să punem pe pauză. Dacă nu, să știți, intrați și pe site-ul celor de la Bondi Skincare, pentru că le găsiți acolo foarte bine descrise. Hai să vedem crema de zi, care m-a dat eu acum. Aqua, caprilic, triglicerid, helianthus, adică sunflower, gliceril stearat, cocoprilat, potasium cetil, fosfat, teobroma, cacao, cocoa seed butter, unt de boabe de cacao. Cetearil alcohol, fenoxietanol, carbonerbenzil, alcohol, carbomerbenzil alcohol, tetronolamin, mă scuzați, tretanolamin glicerin, hydrogenated starcohidrolizat, propanediol, eritriol, lecitin, tocoferol, roza, cana, fruit oil și citrus, glauca, fruit extract, hibiscus, fruit extract și încă mai vin acolo niște și soya bean oil și helianthus seed oil. Deci multe, multe extracte vegetale și cum ați văzut și hibiscus și trandafir și acea vitamina C din lămâia deșertului. Bun! Produsele le găsiți în Douglas, o să vă las aici link în descriere. Aici să vă arăt, nu știu cât de bine să vedeți voi, încerc să măresc cât pot. Este tot sortimentul de... încerc să dau pe... vedeți, sunt foarte multe produse, începând de la gelul de curățare, apoi există și un Gentle Chemical Exfoliant, o cremă de zi, cremă de seară, cremă de ochi, SPF 50, acest Hand Sunny Days, serul pe care îl folosesc eu acum, serul cu vitamina B3 pe care l-am avut, vitamin C serum și pe ăsta l-am avut, Wonder Potions, apropo, l-am la baie, hialuronic acest serum și Purifying Clay Mask pe care și pe asta o am la baie. Este acea cremă cu spirulină. M-ați mai văzut voi într-un clip cu ea, într-un alt clip. Îmi place foarte, foarte mult. E unul dintre preferatele mele în materie de curățare. Produsele pe Douglas cost în jur de 70-80 de lei, cam pe acolo sunt. Adică sunt și produse accesibile totodată, care să nu însemne așa un efort uriaș în momentul când le cumpărați. Aici am și un slide cu cele trei gagici care sunt faza acestui brand, și anume Stel Sideras, care este Bondi Sand Skin Expert, are diplomă în știință biomedicală. Timp de 4 ani a fost alături de blendul Global Swiss Wellness,
în dezvoltarea și lansarea unei game inovative de produse de skincare. Cea mai cunoscută este clar Michelle Yvonne, pe care probabil Michelle Yvonne, pe care probabil că o cunoașteți ca Lab Muffin. Ea este pur și simplu un educator științific din punctul ăsta de vedere, are un PhD în chimie. Din 2011 ea continuă să dărâme mituri persistente legate de frumusețe și să explice știința din spatele produselor într-un mod ușor de înțeles. Da, asta recunosc că și eu m-am uitat la un moment dat la niște clipuri de ale ei ca să înțeleg chestia cu retinolul, cu vitamina C, cu niacinamidele. Are și un blog și un canal de YouTube și Dr. Alice Rudd, care este doctor dermatolog, are propriul cabinet în Melbourne și a lucrat cu brandul de top în crearea formulelor din cadrul produselor de skincare, branduri precum Rational Skincare. Și cu Dr. Alice Rudd, cei de la Bondi colaborează pentru a se asigura că formulele sunt cât mai echilibrate și cât mai ușor de integrat și în rutina unui consumator obișnuit. Pentru că asta vreau să vă spun ce îmi place la aceste produse este că absolut le poți include în orice rutină. Cum vă spuneam încă de la început și serul acesta cu Bacuhiol, dar din punctul meu de vedere e așa un fel de vârful gamei, aș putea să spun, pentru cele care caută îngrijirea anti-aging, poate fi combinat liniștit. Și dacă folosești produse cu retinol, ba chiar, uite, poți folosi seara produse cu retinol și dimineața să continui cu Bacuhiol. Asta a fost momentul Bondi Sense. O să mă mai vedeți vorbind despre ele. Este deja, v-am zis, al doilea an. Îmi face o deosebită plăcere această colaborare. Este un brand pe care totdeauna o să-l susțin pentru că îmi place ceea ce face. De când am aflat de el, chiar am zis, wow, de ce n-am știut până acum, dar bine. E un brand australian. Hai să zicem că nu m-am dus cu gândul până acum atât de departe. Hai să trecem și la alte discuții, că am zis că fac acest un fel de daily vlog așa de weekend. Cred că ați observat că a dispărut canapeaua aia, așa, știți că aici este un pătuț de cort în momentul ăsta, ca să avem cât de cât ceva în sufragerie. Se fac niște modificări pe la noi prin casă, dar odată cu trecerea timpului, știu, mai trebuie să mai modifici lucruri în casă și în același timp, ce credeți că m-a apucat? După ce am ascultat nu știu câte clipuri, am citit nu știu câte articole, am vorbit cu vreo 2 medici, am luat decizia să reduc drastic consumul de lactate și de pâine din meniul meu. Asta înseamnă că cei din familia mea își continuă felul lor de a mânca și spun asta așa, vedeți că puțin supărată, pentru că puțin supărată. Este destul de descurajant când vezi omul de lângă tine cum mănâncă o felie de pâine cu unt și cu dulceață. Și eu nu mai prea pot mânca asta. Nu mă vreau să mă duc nici în direcția aceea complet. Pentru că, uite, ieri a fost prima zi. Vă povestesc așa pe scurt ce am mâncat ieri. Am mâncat 2-3 feliuțe de măr, un ou fiert moale, fără pâine. După aia mi-am făcut o tocană de legume cu puțină mămăligă, peste care am adăugat totuși 2 linguri din brânză fără lactoză, pe care am luat-o de pe Sezam. Apropo, de ce m-am apucat ieri cu tocana de legume, am avut bafta să prind sacoșa Salvează-mă, cred că am să integrez aici undeva o poză, deci este o sacoșă, așa se cheamă, la Sezam, din când în când o ofertă de legume și fructe care sunt oarecum spre finalul perioadei comerciale, spre expirare, dacă poți să spui așa ceva. Până la urmă nu poți să-i zici unui măr, gata, tu ești expirat. Un măr rezistă până când se strică. Și vreau să vă spun că au venit 2 sacoșe pline în care am avut și niște ciuperci, astea mai pandosite, inclusiv o casoletă de căpșuni, din care nu astăzi am mâncat-o și n-am aruncat nici măcar una, cartofi, morcovi de diverse culori, ceapă, roșii, ardei gras, cartofi noi. Deci, frate, au fost 2 sacoșe, am și zis, wow! Super tare și în felul ăsta, știi, mă simt așa și eu un pic responsabilă că am contribuit la faptul că nu s-au aruncat niște legume și fructe, dar pe prisma faptului că erau aproape de expirare. Aha, inclusiv baby, ziceți, baby ăsta, broccoli, care e scump, dacă vrei să-l iei, încă ceva, apio, parcă, da, a venit, vă spun, a venit o sacu, două sacu și a venit 2 dora de la Sezam. Cu ocazia asta vă reamintesc un moment publicitar cu Ana Maria 30,
dacă ești din București sau Ilfov, ai o reducere de 30 de lei la prima comandă, dacă n-ai mai fost până acum client Sezamo. Și la prima asta comandă, o să mai fie și o perioadă de transport gratuit după chestia asta, după care la prima asta comandă, pe lângă că ți se dă cadou acei 30 de lei, adică ți se scad din comandă, primește o sacoșă, doldora de produse. De asta m-am ficat eu un pic, am zis, aș mai face și eu încă un cont, dar nu mai avem, că noi în casă deja avem două conturi la Sezamo. Ar fi dubios acum să-l facem pe al treilea doar ca să primim acea sacoșă cadou și reducerea de 30 de lei, nu? N-ar da bine. Bun, așa, și să mă întorc. Ei, și când am primit toate chestiile alea ieri, am zis, băi, trebuie să fac ceva, că trebuie să... ăsta, cum se cheamă, baby broccoli, nu știu dacă am fost foarte încântată de el, că mi s-a părut și un pic cam tare, nu știu, trebuie să mă uit să văd cum îl pot găti. Am tăiat așa niște feluțe și am mușcat din el, că asta era, la ce am mâncat ieri. Bun, toată ziua, pentru că, vă spun sincer, mă luau niște fomițe, am mâncat tot, de asta, cum se cheamă, un fel de fistic, de un fel de fistic, haideți că vi-l aduc să-l și vedeți. Astea au fost salvarea mea de la asta. Bine, eu pe astea sunt deja la a doua pungă, la asta nu mai știu la câta pungă sunt. Brandul Yuto am văzut că e în exclusivitate, cred că, pe Sezamo, nu știu să vă spun. Ideea este că au niște fructe uscate de foarte, foarte bună calitate. Mie îmi place fisticul, dar voiam totuși un fistic, nu vreau chiar un fistic crud, vreau un fistic copt, dar să nu fie sărat. Și n-am găsit, până acum eu nu am găsit. Ei, ăștia au. Deci, cum se cheamă? Fistic copt și nesărat și vreau să vă zic că este foarte, foarte bun, foarte plăcut la gust. Mi-am mai luat câteodată și fistic de ăla crud, dar știți cum e, frate? Păi nu mai ai niciun gust în viața asta. Așa. Iar aici, pentru că chiar am primit din partea lor, mi-au trimis la un moment dat niște produse din gamele acestea pentru oameni cu nevoi speciale. Am niște cornulețe, niște prăjiturele cu ciocolată și fără gluten și fără o grămadă de chestii. Ca asta am zis, băi, când chiar nu mai pot de poftă de ceva pâine, de ceva patiserie, că na, nu pot să spun că înainte eram genul care mâncam în fiecare zi patiserie sau nu știu, dar din când în când mâncam, săptămânal se întâmpla să-mi iau o plăcintă sau ceva și atunci, sau un croissant și atunci, da, momentan mă duc lipsa. Ei, și pe astea le-am mai pus deoparte acolo, mai am unul aici. Așa arată. Da, și pe spate e cu ciocolată, care am zis, băi, îl țin pentru, pe unul l-am mâncat. Îl mai țin și pe celălalt și când termin, evident, o să mai cumpăr ca să am, că totuși am acea lipsă de gluten, care până la urmă cam asta urmărim în momentul când vrem să scoatem făinoasele din dietă, urmărim practic să scăpăm și de acel gluten. Însă, uite, în dimineața asta mi-am făcut ovăz cu lapte de orez și cu căpșune am mâncat, de-aia văd că încă mă simt foarte bine. Hai să vă zic de ieri. Deci ieri, ok, dimineața mărul cu ou fiert, după aia am băgat migdale și fistic la greu, am mai ciupit din ciocolată neagră, dar efectiv ciupit. La prânz am mâncat această tocană din toate legumele posibile, cartofi, țelină, trei feluri de morcovi, ciupercuțe, roșii, tocate. Deci n-am pus bulion, am luat efectiv roșiile, le-am depielițat și tocat. Mult turmeric și cu mămăligă și asta am mâncat. Iar pe seară, adică undeva pe la 6:30, m-a luat și o stare de aia de tristețe, am zis, Doamne, dar eu ce fac? Nu pot să mănânc așa. Și atunci ce se întâmplă? Aveam comandat la Sezamo, asta cum se cheamă, merdenele. Măi, oameni buni, dar ăștia sunt și nesuferiți ăștia de la Sezamo, că nu știu ce variantă de merdenea a fac ei, dar e foarte bună. Și când au livrat-o, era și caldă. Și rămăsese senzația aia, știi, și mirosul ăla. Ei, ce am făcut? Am luat merdenea, am tăiat-o în trei și au luat doar o treime, restul le-am mâncat, cred că ori soțul meu, ori fiul, nu mai știu. Ideea este că în celelalte două treime au dispărut instant, iar eu acea treime am tăiat-o în bucățele mici, 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 pe care am mâncat-o cu humus și cu castraveți. Ca să fac totuși un balans destul de mare, adică să nu o mănânc goală și stomacul meu să primească doar acea patiserie și cu brânză. Așa.
Și acum să vă povestesc pe scurt care e toată chestia asta. Eu, confruntându-mă cu problemele astea, cu alergiile respiratorii, având și mereu un sindrom premenstrual foarte neplăcut, care acum se transformă într-o premenopauză cu cântec, cu dureri și cu stări înfiorătoare uneori, credeți-mă, mă și sperii uneori. Deci eu am avut și la ciclul trecut am avut niște dureri, de am zis că, Doamne, cine știe ce o avea. Și am înțeles, tot documentându-mă și citind și ascultând medicii, că totuși consumul de lactate și de gluten trebuie redus major. Atât cât poți, evident. Eu nu sunt de acord nici cu acele diete, cum să le zic, super dure și severe. Poate că vreodată voi reuși să ajung în mod natural la acest fel de a mânca fără lactate și fără gluten. Vreau să mi se pare ceva absolut normal și firesc. Pe de altă parte, vreau să evit și mâncarea prea procesată, care are treabă cu microbiota din intestin, care la fel afectează și a partea aceasta cu alergiile. Deci e o chestie și toate astea, dacă stau bine și să mă gândesc, se bazează pe modelul ăsta de viață al omului modern, pe care cred că îl trăim astăzi 90% dintre oamenii din, dacă mă gândesc, doar din România, pentru că și cei care trăiesc în mediul rural și ei sunt impactați de asta, și ei spală cu detergent, și ei toată ziua mănâncă și ei lucruri de-astea luate de la magazin, adică și copilul de la țară nu e doar că mănâncă mere din copac și morcov din grădină, și el se mai duce la magazinul mix din sat și mai ia un chips, mai ia un suc, adică vrem, nu vrem, lumea asta modernă în care trăim ne afectează destul de nasol. Plus poluarea. Poluarea aerului, mă refer, adică aerul plin de noxe pe care îl respirăm zi de zi. Și atunci, pe undeva, trebuie să găsim ceva. Nu știu ceea ce... de unde și cât mai se poate face asta. Acum, dieta asta de care m-am apucat, nu știu cât am să pot să o duc, nu știu în ce fel o să pot să o duc. Ceea ce mi-am propus eu așa este ca, totuși, ok, cum a fost, de exemplu, ieri a fost prima zi, am mai avut niște încercări în vara asta, dar pentru că vara asta oricum a fost dificilă, nu... adică am încercat să mai scot lactatele și pâinea din meniu, însă ce am să fac? N-am să scot poate complet. O să mai am gen câte o zi pe săptămână, după aia poate o zi la două săptămâni, să văd cum mă descurc, astfel încât să totuși să mă pot bucura și de viața asta și de gustul alimentelor. Că uite, acum, de exemplu, tot vreau, de nu știu câte zile vreau să fac o plăcintă cu mere, că mi s-au adunat, am tot comandat mere și la sezamă, mi-au mai trimis și ei cadou, mi-a mai adus și Nicoleta Stănciucă, că ea stă frumos la țară și mi-a adus o sacoșă de mere. Și hai să fac o plăcintă cu mere. În momentul în care o să fac plăcinta cu mere și o să fac eu aluatul cu mâna mea și așa, chiar dacă are și glutenul și nu știu ce, vă dați seama că o să mănânc și eu trebuie să fiu nebună să fac o plăcintă cu mere și să nu mănânc. La fel am zis că o să încerc să mai fac eu pâine cu mâna mea. Că atunci măcar, chiar dacă eu o să mănânc gluten, o să fie gluten în continuare, măcar nu o să mai fie alte pâzdăgănii care se pun în pâinea industrială, afunători, ameliorator de gust, coloranți, zahăr și mai știu ce altceva. Adică o să-mi fac eu acolo, să-mi cumpăr o făină integrală, o să o amestec cu apă, sare și drojdie, o să o pun în tavă și o să o coc, știi? Și atunci aia evident o să fie totuși mult mai ok față de pâinea din comerț. Și chiar mă gândeam zilele acestea ce ironie a sorții, adică am ajuns să fim moderni, să ne facem viața practic mult mai ușoară, dar să mâncăm din ce în ce mai nesănătos. Adică orice am vrea noi să spunem, dacă comparăm ceea ce mâncăm acum versus exemplu ce au mâncat părinții mei când erau mici, dar față și de ce mâncam eu. Deci eu mi-aduc aminte în copilărie, carnea nu era prezentă în fiecare zi, pentru că nu era de unde. Bunica mea, când avea un pui întreg, când tăiau găină, deci mi-aduc aminte, se separa totul, din fiecare lucru se făcea ceva. Spate, aripi, inclusiv ghearele alea uneori, gât, se făcea supă, da? După aia, piept și pulpe,
Ori se făcea o tocană, ori se făcea o friptură de aia înăbușită, din care oricum ce era mai consistent totuși se dădea bărbatului din familie care muncea și care avea nevoie de aport de proteine la copii. De obicei se împărțea pieptul de pui, din ce mi-aduc aminte, iar bunica mea săraca, ea mânca de pe oase ce rămânea de la toți. Și mi-aduc aminte că ne mai tot bătea la cap să mâncăm, dacă știți, la pieptul de pui, în capăt zgârciul ăla. Și noi ne tot prosteam, și până când l-am descoperit eu și într-adevăr am început să-l mănânc. Dar îmi aduc aminte că pe vremea aia când mâncai pui, era și cu oase și cu alea și stăteai și rodeai de pe fiecare os, fiecare firmitură de carne. Dar chestia aia, mâncat-o așa, însemna îți și antrenai musculatura feței, dinții, luai din pui efectiv și bucățele alea sănătoase de colagen. După aia, din ce se făcea ciorbă? Se făcea ciorbă din ce aveai atunci. Nu prea ținea lumea la congelator pe vremea aia, pentru că de obicei aveai congelatorul ăla mic, cum erau astea, cum se cheamă, frigiderele alea vechi, în care nu puteai să ții multe în frigider, în congelator, pentru că oricum frigiderul, congelatorul, trebuia să-l dezgheți odată la 2-3 săptămâni să-l cureți. Și nu prea îți permiteai. Puneai câteva chestii, dar congelatorul era mic. Și se făcea efectiv din ce aveai. Și anume, iarna mâncai mai mult o ciorbă, mai din cartofi, mai din... Se punea zarzavat pe toamnă. Toamna toată lumea toca roșii, ardei, nu știu ce, și punea la borcan cu un pic de conservant. Mi-aduc aminte că mai punea lumea cu aspirină. Așa, cam asta se mânca. Iar vara, cum apărea loboda, toate astea, asta se mânca. Deci, doamne, câtă ciorbă de cartofi cu loboda am mâncat eu în copilărie. Și pe vremea aia mi se părea, parcă mi era și rușine, așa, adică, nu știu, păream așa o mâncare prea modestă. Nu, era efectiv sănătate curată, ștevie. Ce să mai zic, dar știți ce am remarcat acum? Pentru că am luat și eu anii trecuți ștevie. Nu știu, e mult mai ațoasă, Mi-aduc aminte când mergeam în grădină și culegeam ștevia, că vă punea bunica mea să rup de jos bine, așa, ca să se ia toată frunza, mă, era fragedă, era nu știu cum, efectiv, dacă îmi rămânea, nu știu, îți plăcea așa să mănânci, știi? Da, nu mai spun legume și de-astea fructe, cireșe, vișine, mere, pere, noi le mâncam din copac, încă din faza în care nu se coceau. Mi-aduc aminte, erau merele sau perele, băi, erau acre, desfăceau cura pungă și mâncai. Ei, când luai aia din copac, tu ca copil, mărul ăla verde direct din copac și nu mâncai atunci, aia era aur curat pentru sănătatea unui copil. Mi se mai erau și enzimele alea proaspete atunci din măr, că tu efectiv rupeai mărul din copac și pe-aia îl băgai în gură, deci încă mărul era viu cum ar veni. Enzimele alea, încărcătura de antioxidanți ce era acolo, deci îmi dau, eu acum realizez de ce practic pe vremea aia nu se punea problema să mai iei și vitamine și ce să mai iei, pentru că le aveai toată ziua. Roșiile, uite, mă uitam acum la morcovi, că morcovii ăștia pe care mi-a trimis acum sezamul, ăștia diverse culori, seamănă cu morcovii ăia urâți, dacă vă aduceți aminte pe vremea lui Ceaușescu, când te duceai și la piață sau când culegeai de la bunica din grădină, măi, erau morcovii ăia urâți, măduroși, așa, plin de pământ, să te iei și spălai la ei, că acum, dacă te duci la supermarket, sunt morcovii ăia impecabili, care arată parcă sunt balerini, știi? Nu, morcovul e o rădăcinoasă, el trebuie să aibă contact cu pământul și vă spun sincer că mă mai punea maica mea și bunica mea să-i spăl bine și nu-i spălam atât de bine. Cine știe de câte ori ai fi mâncat eu morcov cu pământ, dar nu aveam probleme cu asta. Adică era, știi, trăiai într-o armonie oarecum cu mediul. Acum și supra-igienizarea asta, totul supra-spălat, supra... radiat, că acum dacă nu știți, vă spun eu, multe din legumele și fructele pe care noi le mâncăm sunt ținute în depozite, în tot felul de atmosfere de astea modificate sau sunt trecute tot felul de raze de care să omoare, practic, paraziții care ar fi pe acolo ca să nu se degradeze fructele și legumele. Nu știu dacă ați observat, dar mie mi s-a întâmplat. Băi, am cumpărat niște portocale prin, de la noi, din Mega sau din Lidl, nu mai știu de unde. Și le-am uitat în frigider câteva luni. Au mai rămas două portocale. Băi, au rămas, nu li s-a întâmplat absolut nimic. În schimb,
Când am venit cu portocale din Grecia anul trecut, am prins la târg, că am fost chiar în octombrie, și am prins la târgul ăla lor, vreau să vă spun că portocalele alea luate de la ei, le-am adus acasă, ce n-am reușit să mănânc alea, ultimele începuseră deja să se strice, să mai facă mucegai pe aici și pe acolo, adică se vedea că au viață în ele, știi? Da. Cam asta e cu, și cu alimentația, o să vă țin la curent, v-am zis, nu vreau să mă duc în extremis, dar vreau un pic să curăț așa dieta mea, să încerc să văd, poate obțin totuși niște rezultate și pe partea cu premenopauza, dar și pe partea cu alergiile. Și uite așa sosește mașinuța de la Sesamo, dacă vedeți pe la voi prin cartier, asta a fost o surpriză din partea lor și am rămas așa pentru că făcusem comandă cu o zi înainte și wow! Ei m-au întrebat cam ce dieta am eu, le-am spus că nu mănânc carne, dar rest mănânc carne de pește și că încă mai mănânc lactate. Era în perioada aia când încă nu mă hotărâsem dacă renunț la lactate sau nu, oricum să știți că o să gust și eu din toate aceste lactate, cel puțin din mozzarella, am gustat și excepțional. Deci a fost, da, asta a fost o surpriză din partea celor de la Sesamo, o surpriză cu care m-au rugat să vă anunț și pe voi dacă sunteți din București sau din Ilfov și v-ați săturat să stați prin magazine, parchează, du-te la piață, parchează ca să te duci să iei cartofi și nu știu ce. Wow, deci măi, astea ridichele au fost super extra, o să le vedeți că le și miros, îmi aduc aminte efectiv de mirosul din copilărie când culegeam ridic de la bunica mea din grădină. Deci dacă vreți și voi să primiți tot așa acasă, Ana Maria 30 este codul care o să vă aducă 30 de lei reducere la prima comandă, niște livrări gratuite și apoi chiar la prima comandă primiți o super sacoșă cadou. Da, mi-am pregătit peștele și puțină mozzarella cu castraveți ridichi.